Mă numesc Emil Moldovan, sunt în momentul de față directorul adjunct la Școala Horea Cloșa și Crișan. Am o activitate didactică de 43 de ani. Predau acum ca profesor, dar activitatea mea de bază și de suflet a fost cea de învățător. Am terminat liceul pedagogic Gheorghe Lazăr din Cluj, acolo unde m-am format ca și învățător. Cu 5 ani, pentru că pe vremea respectivă 5 ani se făcea la liceu pedagogic, un liceu care pe toți cei care au trecut prin băncile acestei instituții, cred că i-au format ca niște dascăli adevărați oameni care au pus suflet și pun suflet în activitatea didactică. Am predat ca învățător foarte mulți ani și, de fapt, cum spuneam mai devreme, este meseria mea de suflet. Mi-a fost dragă, sau am avut de ales la un moment dat, dacă mă întrebați cum am ajuns să intru la liceu pedagogic, ca orice absolvent al clasei a 8-a se gândește până la urmă să intre într-o altă etapă a vieții lui, vorbesc de învățământ, și eu aveam de ales în acea perioadă. Cochetam inclusiv cu biserica, în sensul că, fiind vecin cu părintele din sat pe vremea respectivă, am început să mai cânt prin biserică, prin strană, și când am venit la clasa 8-a, aveam de ales între liceu pedagogic și școala pentru a deveni preot. Mi-am ales, cred că am făcut o alegere bună, probabil nu eram chiar pentru preoție, dar pentru dascăl, mi-a picat școala ca o mănușă. Este ceea ce am căutat, văzând, am terminat în sat, 8 clase la mine în sat, în Plaiuri, comuna Petrești de Jos, și am văzut activitatea aceasta prin dascălii care am avut, o dascăl de foarte bună calitate, chiar sora mea fiind la un moment dat profesoară în sat, și am ales să mă duc la liceu pedagogic. O alegere care, zic încă o dată, am făcut-o chiar foarte, foarte bine. După ce am... Deci asta a fost povestea cum am ales dascălia, pentru că, sigur, la un moment dat e foarte greu pentru un copil să aleagă la vârsta aceea, dar am fost ajutat și de părinții mei care și-au dorit și erau mulțumiți de alegerea pe care am făcut-o. La țară mai ales, cred că oricine și-ar fi dorit ca a lui copil să ajungă învățător undeva. Era o meserie respectată, cum de altfel este și acum, nu se pune problema. Nu însă, acum nu mai este ceea ce a fost cândva dascălul, învățătorul într-o comunitate, în sat mai ales, și o meserie care, dacă o practicai cu dragoste, aveai satisfacții foarte multe. De fapt, aceasta am și simțit pe tot parcursul vieții mele de dascăl. Satisfacția de a vedea că trec pe mâinile tale suflete de copil, îi vezi crescând, îi vezi cu o meserie în mână și te gândești că și tu ai contribuit la ceea ce înseamnă omul matur de după ce au trecut pe la tine prin clasă. E o meserie frumoasă. Am terminat în 1977. Repartițiile se făceau în funcție de medii, în funcție de clasificarea într-o anumită a fiecărui elev, absolvent. Am fost 100 și vreo 30 de absolvenți în acel an, 1977, fiind clasă de învățători băieți, învățători fete. Am terminat într-o clasă doar de băieți. 36 de absolvenți băieți, 36 de fete, apoi a fost o clasă de învățătoare maestre. Deci am fost peste 100 de absolvenți. În județul Cluj erau 36 de posturi care le puteam ocupa noi, cei 100 și ceva de absolvenți. Am prins, pot spune, am avut norocul, datorită mediei care am avut-o, post în județul Cluj. Pe vremea aceea,
a fost o realizare, pentru că mi s-a mai oferit 10 posturi în județul Iași și 10 posturi în Timiș. Unii că au lege, au ajuns și pe acolo, iar restul au trebuit să aștepte pentru o altă repartiție, într-un alt an, au ocupat posturi de profesor pe diferite catedre mozaic sau posturi de pedagogi pe vremea aceea, că erau și acele internate. Dar postul pe care l-am primit a avut o viabilitate de un an de zile. Am fost la Borzești, prima localitate în care am predat, Borzeștiul fiind o sat din comuna Iara, foarte aproape de Petrești, de altfel. Și acolo am lucrat până în luna februarie, când a trebuit să mă duc să fac stagiu militar. Am venit în 79 din armată, de la Iași, și am fost repartizat prin reducere de activitate la Muntele Filii. Muntele Filii fiind un cătun, ce să mai spun, de vreo câteva case acolo. Am avut în primul an, 79-80, am avut 12 elevi în 4 clase simultane. Apoi am avut 7 elevi în următorul an, după care, prin faptul că n-au mai fost suficienți elevi, postul s-a desființat. Tot prin reducere de activitate, în 81 m-am căsătorit cu cea care a terminat tot liceu pedagogic, Maria Moldovan, acum a fost straja, și în 1981 am primit post prin reducere de activitate la Soporul de Câmpie. Am făcut naveta 4 ani la Sopor, am predat și la Cheia încă un an, în 85-86, iar în 1986 am venit la școala 7 pe acea vreme, astăzi Horea Cloșan și Crișan. În același an în care și soția, care tot așa a mai colindat pe la mai multe școli, ne-am stabilit împreună aici, iar de atunci, dacă-i socotim, sunt vreo 33 de ani de când predau în această unitate de învățământ, școala Horea Cloșa și Crișan. O școală unde, cum să vă spun, mă simt ca acasă. O școală cu care mă identific ca și persoană, ca și om. O școală în care mi-am depus poate toată truda mea de dascăl și de locuitor acestei comunități și care mi-a adus foarte multe satisfacții în toată activitatea mea didactică. La cei 20 de ani când am intrat în Borzești, mi-amintesc de mai multe lucruri. Nu numai de emoția de a intra în școală și de, cum să vă spun, am intrat în Borzești, nu știam unde e școala, nu cunoșteam satul și până la urmă am ajuns la școală unde nu prea erau copii adunați, ei neștiind cine va fi repartizat și cine le vine acolo, pentru că am fost repartizat în ultima, poate pentru ultima clipă în septembrie acolo. Având în vedere faptul că, de fapt, prima repartiție a fost undeva pe lângă Dej, dar acolo a fost școala desfințată din start și apoi am primit alt post. Era foarte greu atunci cu obținerea unor posturi titulare. Mi-amintesc perfect de sala de clasă, de școala în care am început activitatea. Chiar anul acesta am fost la fiii satului Borzești, invitat fiind ca ultimul învățător care a predat, titular, care a predat în această localitate. Sigur că emoțiile au fost mari. Mi-amintesc de faptul că a trebuit să fac naveta de vreo 8 km, pentru că n-am găsit gazdă, trebuia să stai undeva să locuiești. Pentru cei din sat era greu să oferi unui învățător, unui dascăl, nu numai condițiile, pentru că credeau că, vezi, Doamne, trebuie să fie ceva de lux. Nu eram pretențios. Eu am crescut și m-am născut și am crescut la țară. Nu era acel lucru marea pretenție. Dar trebuia să-ți ofere și hrana, mâncarea, nu? Sigur, contra cost. Și nu se prea legau de acest lucru.
Până la urmă am găsit o familie care mi-a oferit o cameră, dar mâncarea mergeam de acasă și îmi găteam eu. N-a fost foarte ușor. Și cu elevi din acea perioadă m-am întâlnit ulterior, dar fiind doar 6 luni, relațiile n-au fost foarte, foarte strânse. În schimb, cu cei de la Muntele Filii, unde am stat 2 ani, să știți că și acum mă întâlnesc cu unii dintre ei și povestim, ne aducem aminte, povestim de fie de unii din locuitorii satului, fie de școală, fie de alte probleme care le avem fiecare. Iar cu cei de la Sopor, cu mulți am ținut legătura, adică legătura în sensul de a schimba o vorbă, de a ne aduce aminte, pentru că ei cresc, copiii cresc, se duc fiecare în activitățile care le desfășoară ulterior, iar noi reluăm ciclul de învățare. Asta este menirea noastră. Acest ciclu care trebuie să înțeleagă un lucru foarte, foarte important și de către unii și de către alții, și de către părinți și de către societate. Dascălul, dacă își face, dascălul mă refer aici la învățător în primul rând, care își face meseria cu dragoste și cu implicare totală și care adună în jurul lui acele suflete mici, acei copilași nevinovați, pe care îi crește și duce până în clasa a patra, când simți că s-au maturizat atât de mult, tot copiii rămâne evident până la urmă, imediat cum schimbă un ciclu cu altul, luând altă clasă, parcă o parte din sufletul lui pleacă împreună cu acea serie pe care a încheiat-o în clasa a patra. Nu ascund faptul că de multe ori suntem aproape invidioși sau nu suntem atrași deloc de ceilalți, că noi ne-am atașat de seria respectivă. În schimb, când îi vedem pe cei mici intrând în școală și îi luăm din nou de mână, ne atașăm atât de mult de ei și de aceștia, încât parcă sunt copiii noștri. Deci cu fiecare ciclu dăm o parte din sufletul nostru, dar cu fiecare ciclu primim satisfacția de a relua cu acești minunați copii, de a ne relua activitatea. Poate că și acest lucru ne menține mereu cu zâmbetul pe buze, că foarte mult, noi zâmbim foarte mult dascălii, învățătorii, să știți, și profesorii, sunt convins, pentru că lucrăm cu copilașii care ne țin mereu tineri, să spun așa. Nu avem de ales. Dacă n-am avea acest suflet mare în care să încapă tot ceea ce înseamnă bucurie și necaz, probleme și rezolvări ale copiilor, dacă nu am avea sufletul prin care să înțelegem, atunci nu ne merităm această numire sau denumire de dascăl, de învățător. Atunci am fi doar niște oameni care ne facem o meserie, iar aceasta nu este doar o meserie. Aceasta este un har pe care trebuie să-l ai și este o dăruire pe care ți-o asumi și prin care trăiești. Acum, sigur, nu putem să comparăm copilul de astăzi cu copilul de acum 40 de ani. Nu-l putem compara sub ceva aspect, pentru că tot timpul spun și le spun părinților și acum, copilul rămâne tot copil. La vârsta de 6 ani, copilul este copil. Are aceeași caracteristică care l-a avut și copilul de acum 40 de ani. Atâta doar că acest copil de astăzi este mult mai informat. Ajunge mult mai ușor la informații care uneori ajută, alteori le creează și ne creează probleme. Vedeți ce înseamnă internetul, care
dacă ajunge pe mâna copilului nepregătit să intre în această lume virtuală, copilul poate să apuce pe drumul greșit. Aici este o problemă a părinților în special, a celor care nu cunosc poate foarte bine această meserie pe care au ei, meserie în ghilimele, de părinte. Și în toate discuțiile care am avut acum cu părinții, de câte am avut ocazie, mi-am spus, atenție, meseria de părinte nu este ușoară. Și atenție ce faceți cu copiii, cum îi pregătiți pentru a intra în această lume în care chiar și pericolul te paște la tot pasul, dar o lume care îți aduce și multe provocări, o lume care trebuie să ții pasul cu ea. Sigur că pentru noi n-a fost ușor să intrăm în lumea computerului, să intrăm în lumea internetului, să intrăm, pentru noi, vorbesc de mine ca și vârstă. Cei tineri foarte repede se adaptează. Dar am luat-o pas cu pas și încercăm să ne menținem aici unde ne cere societatea și ne cere actualele condiții. Copilul și acum 40 de ani și acum îți oferă aceeași satisfacție și aceeași bucurie de a-l învăța. În schimb, pentru noi este puțin mai greu astăzi. Greu, cum spuneam, pentru că trebuie să ținem pasul cu noile metode de predare, cu noile cerințe de predare, cu ceea ce înseamnă cu informație și pentru copil și pentru noi. Și sigur, apoi s-a schimbat mentalitatea părinților. Amintiți-vă că, sau dacă sunteți prea tineri să vă amintiți, poate acum 40 de ani, și eu mă amintesc perfect, dacă treceam pe stradă, un părinte de departe și ridica pălăria să te salute. Astăzi, aceste gesturi de curtoazie sunt tot mai rare și nu înseamnă că nu te respectă. Dar parcă relațiile între oameni s-au schimbat, sunt mai reci, sunt mai neomenoase de foarte multe ori. Dar meseria este aceeași, meseria care am făcut-o de atâta timp, încă o facem în continuare.